v-am regăsit, am revenit la New City, așa cum am promis, pentru că dacă în interviurile pe care le-am avut data trecută cu Nicoleta, asta mă bucur să te revăd, Nicoleta. Și eu, este o plăcere. Mă bucur și eu să te revăd de fiecare dată. Revin cu drag aici la New City. Spuneam că dacă data trecută am tot vorbit despre nouă, despre beneficiile notului la copii și promisesem că discutăm și despre părinți, bunici, ce pot face aceștia aici la voi la New City, cât copiii sunt la not, ceva pentru sufletul și sănătatea adulților. Iată că am revenit și astăzi povestim. Așa este, să nu uităm de părinți și de bunici care vin cu copiii la not și trebuie să-i răsplătim și pe ei cu ceva. În primul rând avem o sală de fitness care dispune de o aparatură destul sala de performantă, sala exact în care ne aflăm noi acum, unde clienții vin și se relaxează și de ce nu leagă prietenii, căci venind aici zilnic cam asta se întâmplă, devine o a doua casă a lor practic. Avem și masaj, mai multe tipuri de masaj, de la masaj facial pentru doamnele și domnișoarele care își doresc. Doar pentru doamne și domnișoare? În mod special, căci asta este cererea. Domnii sunt mai reticenți, vin la masaj de relaxare, dumnealor vin la masaj terapeutic, la masaj reflexogen, sigur, da. Da, nu i-am uitat nici pe dumnealor. Avem apoi jacuzzi. Unde arată foarte bine, l-am văzut acolo la not la copii. Da, da. Și din jacuzzi, tu ca adult îți poți supraveghea, observa de fapt copilul la not care este cu instructorul propriu. Exact. Practic, și se relaxează părintele. Da, da. Și se bucură de evoluția copilului la not, nu? Uite, ai două beneficii. Da. Exact, cei mai mulți părinți întreabă, păi eu cum îmi pot vedea copilul? Pur și simplu relaxându-te, căci este foarte important. Da, din jacuzzi, chiar și din sala de masaj se poate uita către bazin părintele, bunicul și atunci vede întreaga activitate. Și de aici din sala de fitness, și de aici, pentru că uite, dacă ești la bandă, exact, vezi și acolo piscina, așa că... Da. Deci, eu practic, îți supraveghezi copilul în același timp cât ai și o activitate în centrul nostru. Cât te relaxezi, da, și cât faci și ceva pentru corpul, pentru sănătatea ta, pentru că este important. Așa mulți adulți vin, eu știu, doar pentru aspectul fizic, dar, dincolo de aspectul fizic, trebuie sănătatea. Să ținem cont exact, da, și de sănătate, nu? De inimă, da, de tot ce ține de organismul nostru. Este cea mai importantă, iar după perioada aceasta în care oamenii nu au mai socializat atât de mult, au revenit cu dorința de a-și menține sănătatea și și-au dat seama, poate acum mai mult ca oricând, că este foarte importantă și sistemul imunitar, avem, da, da, exact, și sistemul imunitar să îl ajutăm un pic să lucreze pentru noi. Și aș mai adăuga ceva, Nicoleta, poate că în, da, perioada de pandemie mulți dintre noi am stat mai mult acasă, am gătit ceva mai mult, am mâncat ceva mai mult, poate că s-au adunat și niște kilograme în plus. Așa că venind la sală, ușor, ușor, căpătăm un stil de viață sănătos, pentru că spuneai, capeți, da, da, un tonus, exact, muscular. Noi avem și antrenor personal pentru cei care doresc, bineînțeles, exerciții personalizate, da, să îi ajute, poate chiar și cu un sfat. Și atunci oamenii vin într-un flux destul de mare după ieșirea din pandemie. Exact, asta am observat și eu până am instalat camerele, luminile. Am, da, fost printre cei de aici și am văzut cum lucrează conștiincioși, fiecare, da, deja pare că știu programul, adică într-un circuit de rutină te-am și întrebat. Da. Zic, sunt uimită, sunt surprinsă că toată lumea știe care este poziția, ce trebuie să facă. Se vede că se simt ca fiind de casă. Exact, asta ne-am dorit, nu să fie doar o sală de fitness obișnuită, ci oamenii să vină pur și simplu să se simtă ca acasă, să avem personal empatic și implicat și cred că am reușit acest lucru, însă ne dorim în continuare să ne îmbunătățim toate aspectele generale. Ceea ce este minunat. Da. Deci, iată, aici la New City avem în not masaj, sală de fitness,
spa, judo. N-am zis nimic de judo, dar i-am văzut pe copii că se pregăteau. Tot pentru copii, exact. Avem mai multe activități pentru copii. Și judo, da, avem clase de judo marțea și joia. Este un sport pentru copii puțin mai mari, de la 5 ani practicăm acest sport. Dacă la not venim de la 6 luni, la judo un pic mai târziu, exact. Da. Așa pe etapă. Da. În schimb, pentru doamne, pentru domnișoare, avem clasele de aerobic și de cycling. La fel de căutate sunt, ca și exercițiile din sala de fitness. Vă așteptăm cu mare drag. Merită să încercați. Așa este. Și sperăm că de fiecare dată clienții se întorc la noi ca acasă. Îi văd că sunt în număr mare, așa că eu zic că ce povestim este și real, am simțit atmosfera, da, energia tuturor, este un vibe așa foarte frumos la New City. Promit că revin. Ai văzut că am promis de fiecare dată, m-am ținut de cuvânt. Așa este. Îți mulțumesc și pentru sfatul, Nicoleta. Și noi. Felicitări pentru tot ce faceți voi aici. Mulțumim, mulțumim de aprecieri. Facem asta cu... Cu pasiune și cu drag. Și mă bucur că se vede asta din exterior. Mulțumesc din suflet. Voi reveni, veniți și voi și povestim după, împărtășim impresii. Aveți grijă de voi, de sănătatea voastră. Pe curând! La revedere!